Vă mulțumesc mult de tot tuturor celor care v-ați abonat, care ați venit și de pe canalul lui Teo, pentru că mi-a făcut și Teo un videoclip în care m-a ajutat ca să, practic, să pot să mă mut după ce am pățit cu canalul meu. Și vă mulțumesc tuturor celor care ați venit și de pe canalul meu și care v-ați abonat în canal. Am avut o eroare la programul de editat, deci o să vă explic aici ce o să facem în videoclip și o să pun doar celelalte două părți. O să facem un best friend tag în care eu o să-i pun ei întrebări despre mine și viceversa. Iar dacă nu răspundem corect la aceste întrebări, ne luăm câte un fâs de apă în față. Enjoy the clip. Așa. Tu urmai să mă întrebi. Așa, unde trăiesc, calmea? Unde trăiești? Da. Te referi la țară? Da. Italia. Ok. Asta vă dai ușoară așa ca să... Să nu-mi dai cu fâs. Da, okay, eu las acolo. Hai, de cât timp stau în Domnești? Că știi că stau în Domnești, toată lumea știe că stau în Domnești. Mamă, nu știu, stai. Că n-am stat aici, ți-am și zis. Da, știu, ai stat în drumul taberei. Exact, da. Acum de cât timp stau în Domnești? Stai să mă gândesc de când ai început să schimb background-ul la videoclipuri. Dar ți-am și zis de cât timp stau. 3 luni, mai mult. Mamă, bine. 5 ani. Ce? De la 3 luni la 5 ani, e așa diferența, știi? Aoleu. Stai ca să știi și vadă în timp ce îți dau, știi? Arată exact ca un ca o pată arată. Ia, stai aici. Stai mă, băga-mi și piciorul în fâsul tău că e stricat. Stai un pic. De ce nu eu nu mai am? Am direct în loc, sunt mai piciorul de loc. Dar dai seama dacă l-a avut ceva soluție înainte și mi-a băgat urmă. Și acum orbesc și trebuie să-mi plătești operație. Dar tu ai făcut asta, nu eu. Știi? Mă sănesc, vine ajutor. Ajutor la cosa. A fost foarte ciudat. Nici un fâs, nu e fâs ăsta, e mai mult o... Da, direct am, nu e nici un fâs. Știi că e furtun. Băi, okay. Hai că trebuie să spun o întrebare de aia grea rău de tot. Da, mă luat cu de-astea, când te-am luat cu de-alea grele. No! Te-am luat cu de-alea posibile. Da, am venit în România. Dar să data fixă n-am cum să știu, poate luna. Luna. La începutul verii. Când începe vara? La iunie, iulie, pe acolo. Că pe iunie, pe la sfârșitul iunie. Sigur? Sunt la sotă că el mai ține. Ce întrebări îmi pune aici, lui Stine? Nu știu, frate, nu știu ce zic, că vreau să-i dau cu asta în față. Păi, dar atunci ce este la sfârșit? Atunci ai venit, când a început vara, mi-ai zis. Da. Păi și, iunie, și da. Pleci când se termină vara, adică peste cât 20 de zile, 10 zile. Și 20 de zile, mă. 10 zile sau 20? Peste cât pleci? 20 de zile. Puteai să mă întrebi asta, că nu mai știam. Mă, ce mă, uitați-mă asta. Bun, când plec eu la mare? Ce? Tuturor le-am zis, toată lumea știe. Și canalul de YouTube știe. Păi, voi știți când pleacă ăsta la mare? Că da. Nu știu. Toată lumea trebuie să știe. Și ție ți-am zis când plec la mare? Luna asta. Stai, suntem august. În iunie, nu? Suntem în iunie. Iulie, băi. În august. În august? Da, la începutul, gen, ceva pe acolo, 15, 20, nu știu. Fost aproape, dar nu e pe acolo, e chiar așa. Trec pe 12, dar hai să nu minte ceva, vezi, te-am zis, deci te-am zis, Teo. Nu zic o chestie. Te-mi place, uite de la... Coi, dar nu... Uite pe frunte aici. Uite, nu ți-am dat pe păr. Păi, tu sunt udă. Și nu ca copilul ăla de mi-a dat distrec. Mi-a dat un copil distrec. Alvarez, nu poți să uzi o fată decât cu apă. Ai făcut și ca un... Ok, hai. Stai așa, că acum îți bag una de aia, de nu știi nici tu. Sunt curios și o să-mi bagi. Cu cine am eu parteneriat pe YouTube? Social Blade. Cine mai am? A? Și cu cine mai am? Cine mă sponsorizează? Newer. Nu! Care-i vloggerul meu preferat din străinătate? Hai că n-ai cum să nu știi. PewDiePie? Nu știu PewDiePie, nu-i vlogger. Dar ce e? Vlogger gamer? Vlogger gamer, nu știu ce e. Stai că știu. Păi n-ai cum să nu știi. Îl copiez în draci aproape, îl copiam în draci, acum nu mai chiar așa. Și oricum ți-am și zis. Mamă, are nume de la nașpa. Nu cred. Logan Paul sau?
Da, îmi bag în pol. Mamă, am nimerit-o. Nu vreau să cred. Am nimerit una, hai așa zi, hai. Tu și Vlad Munteanu. Ups. Ups. Ce vreau să mă fac când vreau să fiu mare? Fantomiță. Te-am zis. Am zis că mă duc și la facultate și la aia. Polițistă? Nu. Stai să mă gândesc un pic. Ți-am zis, cred că dacă îl sun pe Vlad știe. S-ar putea să-mi fi zis. Ți-am spus, chiar de două ori că m-ai întrebat. Striptease? Ce? Faci striptease? Nu știu. N-a zis asta? Nu. Dans la bară? Dar de ce? Nu? Ok, stai. Nu mai dau o șansă. Una singură? Hai două. Bine, hai două. Stai să mă gândesc un pic, că chiar nu să-mi bag piciorul. Doctor veterinar? Am zis bine? Da! Yeah. Mamă, bun! Hai mă că sunt bun, da mă dracu. Eu nu uit nimic aici de bun. Ce memorie ai? Care e firma mea preferată din haine? Firma mea preferată, aia cunoscută, nu Zara astea. Știi, nu mă refer la magazine. La firmă. Nu uite uita ce am pe mine, că n-am pe mine acum. Azi m-am îmbrăcat mai lejer. Așa. Nu. Haide zi. Nu știu. Nu știi de așa? Păi da, nu mi-ai spus. Repede că am sunat un prieten, trebuie să-mi spui. Eu nu sunt prietenul tău, sunt mata. Deci nu știi, Jordan îmi pui mei, Jordan. Jordan, ce da, plac? Aia de pantofi. Și haine fac Jordan, da, și da. Șepci, și ce vrea nația lor fac. Da, da, știam asta, dar era de pantofi. Adică gen... Nici măcar nu port Jordan. Păi acum, da, am 3 perechi de Jordan acasă. Și eu am 6. Păi și? Mamă, deci nu mai suport pe omul ăsta, ajutor. Și tu mi-ai dat cu fâs în cap, mi-ai dat, nici măcar nu greșisem sau ceva. Stai că îți dau, uite așa, fină. Prima dată niciodată nu merge, a doua oară. De ce ai dat în gură? Ultimele două întrebări, una eu, una tu și gata. Are gustată. Ia apă. Da, dar este la Robi. Ești o întrebare din asta pe care să poți să știu, știi? Nu trebuie să știi, că nu ți-am dat deloc o fusă și tu mi-ai dat. E toate dățile. Nu, ai ghicit o dată. Da, deci nu te cunosc deloc. Deci nu știi nimic despre mine, eu știu tot. Așa ești zic. Stalker de la. Da, stalker. Ce liceu sunt? Coaie. Hai frate, mi-ai mai spus asta. De 3000 de ori că ești cu Vlad în liceu sau ceva, dar nu mai ții minte cum se numește. Scrie pe Facebook, am și zis în videoclipuri, ți-am zis și ție. Nu poți să intri pe Facebook, nu! Nu, îți dau cu fâs dacă intri. Dacă intri, îți dau cu fâs, pe bune. Îți dau cu fâs dacă intri, îți dau cu fâs ăsta, bapă de asta. Robine, nu-ți place ție. Frate, nici asta. Am uitat cum se cheamă. Nici asta. Nu le am cu numele de la liceurile astea de aici. Liceele astea de asta pe aici. Mamă, frate, nu mai găsesc. Stai că prima... Gata, nu e bun. M-ai scuipat. Lovinescu. Așa, ai că mi-am amintit. Nu, stai, întreabă întâi. Dar nu-mi dai după la final. Dacă ghicesc, nu-mi dai. Bine. Păi nu e joc altfel. La ce instrumente știu să cânt? La chitară. Și? Fluier, până aia, stai să mă urmă. Fluier, nu știu. La chitară... Tobe! Nu. Nu știi la tobe? Nu. La tobe știi ce? Nu, bine, am văzut o poză și ceva. La chitară... La sub braț? Glumesc! Bădesc că la de un instrument. Stai, nu ține încă. Bine, hai, ține. Dar nu-mi da dacă ghicesc. Bine, hai. Trebuie să ghicesc. Ultima mea șansă, asta e șansa vieții mele, să nu să mă mur dacă știu. Stai. Ți-am zis. Mi-ai zis? I-am zis ieri când eram cu Vlad afară și erai și tu. Să nu, chiar nu te ascult. Dar nu știu cum de știu restul lucrurilor. Aseară eram pe Discord și vorbeam și eu vorbeam de jumătate de oră și el m-a întrebat după ce am vorbit jumătate de oră, mă, ce ai spus? Mă jucam. Ce ai zis? Mă jucam, boss. La n-ai? Nu! Cine dă cu cârtă la n-ai? N-ai! La frumusă! N-ai șanse? Da! Ok, mersi! La flaut! La flaut? Da!
Mă, că am pus aproape, n-ai, am zis fluier, am zis frunză. Ok. Bă, sperăm tot sfântul că v-a plăcut acest episod, videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un mare big thumbs up. Eu am fost alături de Teo, iar noi ne vom vedea într-un videoclip viitor. Pa, pa! Da! Odată am vorbit cu luna de pe cer. I-am pomenit.